Militarii ucraineni au obținut astăzi o victorie importantă după ce au reușit să-i alunge pe ruși de pe insula Șerpilor. Rușii însă afirmă că a fost, cităm, un gest de bunăvoință pentru a facilita tranzitul de cereale prin Marea Neagră. Autoritățile ucrainene au publicat pe Facebook anunțul cu privire la situația de pe insula Șerpilor. În cursul nopții de miercuri spre joi, ca urmare a unei operațiuni militare încununate cu succes prin efectuarea unor lovituri cu rachete și tiruri de artilerie asupra insulei Șerpilor, inamicul și-a evacuat în grabă rămășițele garnizoanei cu două nave rapide și se pare că a părăsit insula. În prezent, insula Șerpilor este cuprinsă de un incendiu. Se aud explozii. Kremlinul are altă versiune. Ministerul rus al apărării a confirmat retragerea trupelor de pe insula Șerpilor, dar zice că acest lucru este un gest de bunăvoință. 30 iunie, în calitate de șaga dobrei voli, vorjurile sile Rusiei Federației, završile vopălnirea postavlenii zadaci la ostrovi Zmiini și vivele, находившися там garnizon. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Insula Șerpilor se află la aproximativ 50 de kilometri de cel mai apropiat oraș ucrainean de pe țărm, Vâlcov, regiunea Odessa, și a reprezentat un obiectiv esențial pentru Federația Rusă pentru controlul regiunii de nord-vest a Mării Negre și sudul Ucrainei. Trupele ucrainene au bombardat intens această insulă în ultimele zile. Recent, Ministerul Ucrainean al Apărării a publicat o înregistrare care prezenta distrugerea unor sisteme antiaeriene rusești aflate pe insulă. Insula, cucerită de trupele ruse din prima zi a invaziei Ucrainei, a devenit cunoscută în lumea întreagă după ce 13 polițiști de frontieră ucraineni aflați acolo i-au înjurat pe militarii ruși veniți să-i captureze.